Asta nu-mi place frecvența asta, doar duce ghinio 67. Era mai frumos 69, știu și eu, dar... Nu neapărat, 77-99... 66 să n-auzim de el, pentru că îl aduce numai rău în sânul familiei, firmă. Da, mergem pe ăsta momentan. O probă? Da, da. Bun. Mă, să mă schimb. Hai că mă, ține ce am transpirat la coaie. Că-s bătrân, nu gata, mai poți să transpir. Gata, gata, te schimbă un cash, că te tai căldurile, un cash. Bă, ce stați să îmi desalătă? Ai, auzi, colegul Vali, gata, ai bine, pula. Ești primul la atac. Vali, pe ce stați ăștia? Vale. Ce mai mă? Da, mă. Pe ce stați ăștia? Pe 38. Ah, ok. Pe ce ți-e, colegii? Nu. Nu. Pe 68. 68? Păi da. Mă duc să iau o goară de aer, cum e somn. Păi și ce facem acum aici? Da, așteptăm. Ah, ok. Mă luă o țigară. Am bani, mă scă de tot. Mamă, câte mașini aici n-am văzut în viața mea, câte mașini. Așa zic toți. Stai, colegul, bani, nu te mai... Așa zic toți. Ăsta-mi place cel mai mult. Lamborghini-l ăsta albastru. Aha, ești frumos Lamborghini-ul ăsta, colegul. Și că e alu ăsta, alu Dominic. Oooo, oh, minunat, ești super. Dominic e cu Amazul. Înțeles. Colegul Vali. Am vrut să vă zic ceva, dar mal nu mai țin minte ce. Trebuie să-mi aminte un cash, nu-i problemă. Nu-i problemă de rest, băi. Am vrut să vă zic ceva, dar nu mai știu, ceva foarte important. Înțeles. Foarte, foarte, foarte. A, am înțeles. Nu, nu, nu. Vreau să supuneți voi la vot, eu vă dau doar o idee. Și vreau să supuneți, dacă sunteți, cât sunteți aici? 2, 4, 6, 8. Și cu ce mai întrebăm schimbul celălalt, ceilalți 8, 10 de mâine și tot așa? O să întrebăm pe toată lumea, vă las la dispoziție o săptămână. Sau nu, 3 zile vă las la dispoziție să vă hotărâți, să vă, ca să nu vă fie abuzivă decizia pe care o să o iau. Vreau să vorbiți toți, voi între voi, dacă sunteți de acord, cei care sunteți în top 10 în, ca și muncă, ca și beneficiu adus firmei, să purtați un semn distinctiv pe costumații. Aveți o pălărie toți, toți la fel aparte sau un lanț care numai cei din top 10 să-l aveți. De acord. Adică un semn distinctiv. De vreau să știu care sunt harnicii, un necuson în piept sau ceva, nu știu. Mergeți la croitorie acolo la magazin și vă găsiți voi. Căutați voi și vă hotărâți voi ce. Dar să vă hotărâți voi cam ce, să fie un semn distinctiv că harnicuții firmei să pot separa, adică să pot vedea cu ușurință. Deci dacă nu aveți, stați, nu vă grăbiți, dacă vreți, gândiți-vă. Dar eu zic că cel mai bine așa, vreau să știu cei top 10 care sunt în firmă la noi, cu cine plec la convoaie super grele, convoaie care necesită adere, cu căcături periculoase și alea. De acord. De acord. Da? Aia care nu sunt în top 10 nu o să fie de acord. Așa că o să stați voi și o să vorbiți cu ei și o să spui, băi, tată, vedeți că băia din top 10 mai sunt care își dau demisia sau poate mai e câte unul care o să fie dat afară. Trebuie să accepti că o să urci tu în locul lui. Ce domnul Vișinescu, că eu nu sunt top 10 și sunt de acord, nu am nicio problemă, păi, cu colegii restul, nu am nicio problemă. Păi trebuie să fii să convins că din aia din top 10 mulți, ba să îmbolnăvesc, ba nu o să vină la muncă o perioadă lungă de timp și o să ai posibilitatea ca să vii din urmă și să ajungi fără nicio problemă. Înțeleg, domnul Vișinescu. Un cash, am și eu o rugăminte, adică o vorbă. Dacă suntem undevat prin oraș, să nu mai spuneți Vișinescu, pentru că numele ăsta provoacă... Bun. Ce vreau să spuneți-mi unchiule, uncheașule, cum vreți voi ca să fie mai... Colegii care lipsesc în acest moment, la cei nu le convine. La cei colegi nu le convine scadența aia. Deci... Dar de unde știi tu? Pentru că îi cunosc și nu sunt aici. Ai auzit-o din gura lor că au spus că nu le convine? Da. Păi, bun, dacă să vină să vorbească cu mine, să spună ca astea, dar să nu vină în urmă domnul... patron, șeful sau uncheașule, vrem și noi, ne-am pripit și nu a fost bine așa. Eu le dau, le plătesc eu când intră banilor în firmă, să spună de câte ori câți bani le-au intrat și le dau banii înapoi. Nu, doar eu ți-am zis uncheaș, adică păi, nu... Sunt pentru noi care îi doar în pulă, doar în pulă de firmă, nu interesează că firma se chinuie, că eu plătesc din buzunarul meu tot. Deci chiar nu interesează. Deci, bun.
De tot să mai fie în firmă, să, o să aibă mai mult de pierdut de câștigat. Ia spuneți atât. Unchiu, faza e că de când s-a pus taxa, nu prea au mai fost oameni la muncă. Deci am fost eu dimineață și cam atât. Deci taxa a fost pusă intenționată. Eu am vorbit cu cei de la contabilitate să pună comisionul și taxa pentru că am vrut să văd care e cu adevărat suflet pentru firmă și care e cu adevărat suflet pentru el. Ai înțeles ideea? Acum vă spun, nu trebuia să dau din casă. Am avut un test pentru voi șoferii. Șoferul care a fost bucuros că poate ajuta și firma, că până acum eu v-am dat de toate. Toate camioanele care s-au făcut curse au fost închiriate de firmă, eu le-am plătit. Voi doar v-a dus și a ridicat banii. Să ne înțelegem. Deci luați în considerare și dezavantajul meu sau a nostru ca firmă, nu numai câștigul vostru. Ei, cu ocazia asta am văzut și eu cine și cum e pentru firmă. O să reduc acel comision, o să las undeva la 20%, eu cred că nu e mult. Dar, în schimb, sunt mână largă. Când trebuie să dau ceva la băieții cu adevărat harnici, o să dau din suflet. Voi alegeți, v-am spus. Ia spune, tată. Să vrei să fiu rătăcit, tată. A, ce faci, tată? Bun. Care merge cu mine? Hai, uragani, să mergem. Ceilalți, dacă vreți, sunteți liberi sau mergeți la muncă cum vreți. O să revin înapoi și dacă mai găsesc pe unul din voi, o să merg cu altul. Bine, bine, unghiere. Da, să-mi scot camionul. Ce Vali. Hai că am o vorbă rapidă cu tine. Yes. Ia, uite-te pe telefon, de fapt. Deci am fost de acord și trebuie să ajutăm și pe firmă, numai în buzunarul nostru. Sunt de acord. Hai, uragane, hai. Hai, țancă. Și noi ce facem, mai mergem și ne la muncă? Hai, la muncă-i. Puteți să mergeți, nu e nicio problemă, am spus. Eu am fost astăzi cu Vali împreună, adică... Eu mi l-am făcut. Cine nu a fost deja de vreo 2-3 zile, că am vrea să meargă. Am fost ziua. N-am fost de 3 zile, eu, Vale și Moldoveanu și tu, colegul nou. Eu dimineața am fost. Maxim 4 persoane am fost. Tu, colegul nou, Moldoveanu și Vale, că cu Moldoveanu am reset. Am și eu chiar, m-am mirat în oraș. Ai văzut, ai văzut bine. De acord și cu taxa asta, ce-a spus unchiul. Îți dau cheile după aia, ai auzit? Îmi place mai mult să ajut firma decât pe mine. Mă duc. N-a fost ieri, că am râs cu Moldoveanu, de n-am avut treabă. N-am plimbat cu dacelui. Măi, am fost de îmbuneală. Mă, n-am, mă supără că tine ai cu cine vorbi. Asta supără când... restul de oameni. Asta e ce se face. Nu, mă refer că n-ai cu cine, n-ai cu cine vorbi. Mă refer, mă înțelegi când vii pe tură, seara, pun exemplu. Da, da, înțeleg. Na, n-ai cu cine vorbi, n-ai cu cine purta o vorbă. Dar nu prea vorbe nici pe stație. Și am să comunic cu cineva, dar nu se bate. Nu da, vorbește nimeni bine, pe stație. Să și zicem, nu pasă cu bine. Problema cu stația, ok, s-a rezolvat. Dar până la urmă să o dăm pe față, știi? Da. Vale a văzut mai multe decât mine și oricum o să-i spună la un cheaș. Eu sunt de acord și cu un cheaș. Eu spus cu... Cine sunt în top 10 să aibă altă îmbrăcăminte, eu n-am nicio problemă. Da, eu... bine, dar știi care e ideea? Ai mai vorbit cu un coleg, ai mai râde, cum am fost la început, a, cum ai dreptate. Înțelegi? Așa să stai singur și nu să vorbească nimeni, așa da, e plictisitor. Și chiar efectiv nici n-ai chef de cursă, dacă o spun. Da, e plictisitor, da. Asta e, m-am obișnuit. Mai vorbește, da, mă duți cu mine când e... Păi na, ok, hai să zicem probleme cu stația pe care am avut-o, dar în rest chiar n-am văzut la firmă nici pe nimeni, adică... Nu, nu, să fii supărat cu taxele astea și cu...
Asta e, ce se face. Gândește-te că am făcut o cursă, din 34.000 am primit numai 32.000. Asta a fost taxa, 32.000. Eu n-am nimic, eu sunt foarte... Da, și n-am, aici sunt încă în continuare, mă înțelegi? Da, eu nu o să prăsesc niciodată firma. Îmi place, dar... mai bine ajut. Nu îmi place să... Nu, dar știi care e ideea? Mulți apar când vine un cash în oraș. Da, nu, să aia nu-mi place nici. Eu i-am spus că i-am și serviciu, a spus că mă înțeles și asta e. Eu îmi spun că am serviciu. Stai un pic. Bună, băieți! Bună! Trebuie să mă prezint ca să vii să cumpăr un tir? ce tir doriți? Nu știu, un tir, să văd și eu să... Bă, dau el, domnișoara, imediat. Ok, vorbește tu cu el. Păi stai să-l văd întâi, mă! Da, pe domnii din mașinile alea îi cunoașteți? Pe domnii? Mașina verde și negru? Nu. Nici nu știu despre ce mașină vorbiți. Și-a luat zborul. Nu știu. Ah. Face să vedeți tirul. Posibil ceva de la ochi, dacă mă înțelegeți. N-am văzut nici mașina, nici pe divizia aia, adică... Nu, era aici. Ce frumos e tirul. Nu prea bag în seamă pe toată lumea. Dar merge aici, treaba merge, nu? Da, merge. Câteodată... Dar mi-a explicat și mie cum e? Andy, la ce te referi? Adică cum merge treaba pe aici? Scumperi tiruri și faci curse sau... e din ăla unde ți angajezi cum să faci firma? Trebuie prima dată angajat și după aia vorbiți cu unchiul și... Nu, o angajare normală, deci nu e... Da, angajare simplă. Păi nu, de exemplu, dacă eu vreau să-mi fac o firmă cu tirurile mea... Asta vorbești cu primarul pentru firmă. Nu, cu primarul, nu cu trebuie să cumperi locul, trebuie să cumperi, mă înțelegi? Ops. Da, deci na, locul... Da, puteți să stai lângă mine, doamne ferește, nu-i... Nu vă mâncăm. N-am mâncat, oameni. Da... Eu credeam că e altfel și de asta. Nu, trebuie să vorbiți cu primarul, să, na. Dacă doriți să vă angajați aici, vorbiți cu șeful nostru, adică na. Șeful, da. Am înțeles. Stai să opresc motorul. Ce, era sirenele pornite? Mhm. Ah, ok. Nu le-am auzit. Nici eu. Și cum e viața ca și polițist? Și bine și... Da? Mai rău. Ați mai prins infractori? Ce să-i prins, că nici... N-ai cum, nu acceptă. Ah, ok. Cum vede polițist într-o zonă mai rău famată, prima chestie scoate puștele, scoate... Și avea un pic drept să... Am înțeles. Aș avea un pic drept să vorbesc cu dumneavoastră în legătură cu ceva? Spuneți. Am fost... Stați că mă cobor la dumneavoastră, doamne ferește, că nu suntem... Hai că a plecat colegul acolo. Am fost acum vreo 2-3 zile pentru a depune plângere împotriva lui un om care m-a urmărit și a fost asta. Tot era Alex în numele. Și aș dori să văd unde s-a ajuns cazul, că l-a prins pe domnul ăla, l-am și recunoscut după voce. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu el, că după aia a început lumea să mă mai urmărească, chestii de genul. Adică chiar mă urmărește fiecare seară. Nu știu, să mă uit o secundă. Dacă vă rog, acolo printre dosare, tot are Alex mă cheamă. S-a deschis proces verbal, dosar penal și așa mai departe pe omul care... Na. Știu că la secție trebuia să vorbesc cu dumneavoastră, dar dacă sunteți aici... Colegul? Da, spune. Avem o problemă. Două minute. Nu-i place la domnișoara Tiro, care l-am arătat, e cam pretențioasă. Dă-i-l patru dacă poți. Păi și am eu tot la fel. Iar că poate în baltă îmi place ea. Poate două minute, stați că am și eu vorbe cu domnul polițist. Dar colegii de unde? S-au dus în cursă. Ia sunei să vină cu. Colegii ați plecat toți în cursă? Da, că da, ia sune încoace că e... Da, la tot cursul, ce vrei să fac statul? Te ofer ceva frumos. Era o ofertă de la doamna polițistă. A, vorbim care cu colegul acum care a intrat înăuntru.
Dădea câte 1 milion la fiecare, mie mi-a dat 1 milion. Are 40 milioane în bancă și nu are ce face cu ei. Ați găsit domnul Bărțesc. Mi-a dat. Caut pe aici. Nu glumesc, că nu-i vorba. Da, da, da. Hai că mai bine ea, dacă nu... Hai că am oprit stația. Am vrut să mă duc până la dumneavoastră în legătură cu treaba asta, să depunem din nou plângere, dar n-am... Na. Vă spun cum sperați că vă cheamă? Tătare Alex. De atunci tot m-a urmărit, tot nebunel. Iar s-a început chestia păstației. Tot BMW negru, tot așa, tot vineam, întâlneam în fiecare seară, mă înțelegi? Tătar Alex. Da, da. Acum au avut 2-3 zile s-a deschis o închetă pe baza asta. Auzi, dar înăuntru poți să mă duc să văd cum e? Asta poți să-l întrebi pe colegul. Poftim? Asta ai putea să-l întrebi pe colegul din spate, dacă te rog. Colegul! Dacă ar fi toți polițiștii ca dumneavoastră, ar fi perfect. Dică. Sau mai pe Caterinca, mai pe glume. Nu chiar serios. Auzi, pot să intru și eu înăuntru să văd și eu cum e acolo? Da, da. Zila, fii atent. Zila, okay. Lasă, vin încă. Domnul. Da? Îmi spune și un număr de pantof? Sau CNP mai degrabă. CNP, zic imediat. 357 CNP-ul. E imposibil să nu apară acolo la voi, că pe acum am avut 2-3 zile am fost. Trei 57 a spus, da? Da, da. Câți de Alex avem aici? Mă gândesc, na? Numai că unul în oraș e tătar, dacă mă înțelegeți. Eu mă înțeleg, dar... N-ați găsit, aici, nu? La rapoarte, nu găsesc. Nu știu cine s-a ocupat, eu vă spun sincer... Domnul Chestor. Domnul Chestor personal s-a ocupat de treaba asta. Mai dați-mi o secundă. Nu știu dacă a deschis un raport sau... Ia, eu știu, dar na. Rapoarte... Dacă e domnul Chester în oraș, aș putea să vorbesc cu el, adică, sigur mă recunoaște. Acum 2 zile, ziceți, nu? Da, 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 2-3 zile, cam acolo. Nu. Aici pe tabletă, nu găsesc, poate să-ți fi făcut screen, să nu fi pus pe tabletă. Posibil, nu știu. Posibil și așa, eu vă spun sincer, m-am întors aseară din... Vacanță, da. Da. Și s-au schimbat multe de când... Ok. Să mai căutăm pe aici. Da, da, da. Nu, în caz dacă nu găsiți atunci când sunteți la secție, vă aș putea da numărul meu de telefon și să vă interesați, dacă vă rog. Vă spun că deja cam în fiecare seară de când s-a întâmplat toată treaba aia cu... Pe care am declarat-o, în toată seara cam urmărește niște mașini și atunci... De ce culoare mașinile? Toate negre. La fel cum negre. A fost... Bine, prima a fost... Ba, tot negru a fost, tot. Auzi, scuze-mă că te deranjez, ia dă-mi te rog frumos datele tale de contact. Datele mele de contact? Da, da. Ok, dar pentru ce trebuie? Ok, am înțeles permisul, dar... O să vezi. O să văd. O să vezi, da. Ha, poftim. Nu te gândi la luat iubit și așa, că am nevastă. Da, am nevastă. Dacă știi pe domnul Jack și Walt, ne vorbim. Ai nevastă sau... Salut. Salut, salut. Să-mi vede, zic nevastă. Salut, șeful. Cu respect. Salut. Ce faci? Uite bine pe aici, pe la film un pic. Mai luam o gură de aer. Am mai făcut ceva curs. Dacă un pic mai cu share-ul ăsta de la numărul, e un pic am ciudat.
Mai, 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 gata. Așa. Fii atent în contul tău bancar, să știi. Ok. Colegul? Da-ți, domnul, că v-am găsit, mi se pare. Domnul Găbulescu pe camera. Pe camera, doamne, pe căscuța. Salut. Totul în regulă? Salut. Totul în regulă. Doar ce am venit acum, ui, ui. Da, mulțumesc frumos, ce pot să zic, da? Ce... Da, de la ce... Cadou în partea mea. Ok, mulțumesc frumos. Și mie cadou când îmi dai. Ți-am dat 1 milion în bancă, tembelule! Ți-am dat! Ia uite-te în bancă, poate ai 1 milion în plus acolo. No, da, no. Da, domnul polițist, îți puteți spune? Nu poate mi-l luni. Sincer, singura chestie care am găsit este advertisment verbal, ori 2, viteză. Da, e clar, înseamnă că nu s-a făcut prea multe pe seara. Da, ok. Când aș putea să mă duc la dumneavoastră la firmă, ca să, la firmă, la poliție, ca să... Doamne ferește, să mă duc să depun o plângere potriva la oamenii de aia. Auzi? Sincer, nu știu cât de mult sunt, că este și o ședință. Mâine? Mâine mai de pe masă? Mâine ar fi mai ca lumea. Mâine mai de pe masă, de pe la vo... 1:30 ajung. Și mi se pare că mâine după masă este și domnul Chestor. Salut. Salut, salut. La care ați făcut și sigur va ști el mai bine ce da, să fac. Da, da, da. Bine, atunci cam pe la nu știu, 1:30 ajung acasă din Los Santos în Sandy. Da, da, da. Și cam pe la 2:30 cam pe acolo. Eu personal ajung mai pe seară, mai târziu. Bine, mersi frumos. Îmi pare rău că n-am putut. Nu, 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 nu e nimic. Dacă vreți să-mi lăsați un număr și... Ola, ola, da, ola. Da, da, da. Cu ce chestie l-ați vorbit, dacă mai țineți minte? Chestia principală care m-a ajutat atunci. Domnule Teu, ce se întâmplă? Aveți număr ceva? Un mic cadou. Nu, 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 e... Pentru? Primul. Okay. Dacă mă înțelegeți. Păi, ce-a făcut? Da, da, da. Cred că știu despre ce vorbiți. Domnul Chestor General Jackson. Colega, ușurel! White, nu? Da, da, da. Ah, ok. Am uitat cum arăzalea asta și mi-a luat ochii. Ți-am luat ochii, e? Bine, atunci mă duc frumos, seara frumos. Ce mai întâmplă? Ce? Teo! Ce-a zis domnul? Ei! Teo, ce se întâmplă? Lolito! Bă, a venit colegul. Ce faci? Un cadou la băieți. Zibre! Oh, te pup, tata. Pentru? Ia de la tata. Așa din partea noastră. Lolita, da? Turiști! Bă, te-ai primit 1 milion? Nu. Bă, fii atent, tu ai primit. Trimis pe mine, este? Nu, nu. Da, prea mă trimite. Ia, da, 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 da-te-le de pânta ca 2 milion de la mine pentru tine, hai. 3, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Datele tale de contact. Mușchiu e funul, cu cetățenie, oferiți detalii de contact. Așa de puțin dați? Vrei și tu? Să ne așteptăm aici la rând, domne drag. Cred că tot ai mulți bani, dă și la băieți de acolo, nu? Păi nu? Cred că am găsit ca la aparate, nu? Bă, dar voi sunteți, lucrați mă, catiri? Da, da. Catiri? Da, da. Lucrăm catiri toți. Suntem în capul tractor. Eu sunt remorca, nu știu cum. Fă-te dintre vagone dacă vrei. Și cine e trailerul? Că sunteți prea mulți. Eu sunt de tractor. Eu eram o mașină cu Danuț. Ios. Dă-le și la băieți. Și eu vreau. Care m-a luat acesta? Cine vrem? În română. M-am predicat. Nimic. Nimic, nimic. Pălăriuță. Are să spună ceva acasă și ea și eu. Vrei și tu, mă? Cui mie? Da. Da, da, bă, familie să spală rufile, nu okay, pe stradă. Okay. Unde e domnul Șala cu împărțitul banilor, că vreau și eu. Da, da. Domnul ofițer, ce s-a întâmplat? Stați un pic aici, în linii voastre. Foarte bine, guys, hai că aici o să opresc acest episod, așa că nu uitați de butonul de like, subscribe și ne întâlnim data viitoare. Vă pup, pa, pa!